Tuturor ne plac povestirile. Că este o ființă umană căreia să nu-i placă o povestire bună. Unele povestiri sunt reale și adevărate, adică evenimentele chiar au avut loc și învățătura din ele este una sănătoasă și bună. Alte povestiri sunt reale și neadevărate. Întâmplările chiar au avut loc, dar învățătura din ele este falsă, este mincinoasă. Alte povestiri sunt fictive și neadevărate. Sunt niște invenții, n-au avut loc întâmplările și învățătura din aceste povestiri fictive este mincinoasă. Iar alte povestiri sunt fictive și adevărate. Adică întâmplarea este inventată, nu a avut neapărat loc, dar învățătura din ea este cât se poate de valoroasă. Aceste sunt pildele sau parabolele. Ce este o pildă? O pildă este o povestire fictivă, adică inventată, menită să predea un adevăr prin analogie, comparație sau contrast. Există vreo trei tipuri de parabole, de pilde, și anume similitudini. De exemplu, împărăția cerurilor se aseamănă cu, le găsim în Matei 13. Apoi, zicale, le găsim în Luca 4, de la capitolul 4 la capitolul 7. De exemplu, doctore, vindecă-te pe tine însuți, sau nimeni nu rupe un petic dintr-o haină nouă ca să-l coasă pe o haină veche și așa mai departe. Similitudini, zicale, cât se poate de profunde, și povestiri cu tâlc, niște întâmplări care nu au avut loc în realitate, dar care poartă cu ele, care ar fi putut avea loc și poartă cu ele o învățătură sănătoasă. Ei bine, înainte de a intra în parabola de astăzi, haideți să stabilim puțin contextul, să înțelegem cum ne apropiem de aceste povestiri cu tâlc. Cum trebuie abordate parabolele? Ei bine, a fost, cu multă vreme în urmă, a fost un timp când alegorizarea pildelor era foarte la modă. Și excesul exegetic de atunci l-au condus pe Irineu și pe Tertulian să formuleze câteva reguli de interpretare a parabolelor. De exemplu, Tertulian, agitat, iritat de modul în care erau desfăcute aceste parabole și interpretate, spune următorul lucru. Parabolele nu constituie surse doctrinare, ci doctrinele trebuie să fie normele de interpretare a parabolelor. Nu fiecare detaliu din pildă trebuie despicat în patru, astfel încât să ajungi să nu mai vezi pădurea de copaci. Pofta aceasta după coerență și comprehensivitate te poate duce în direcții greșite. A încercat să mergi să faci o analogie din fiecare element al pildei te poate conduce într-o zonă greșită. Se poate transforma într-o teologie conspiraționistă care pretinde că explică totul și nu lasă nimic pe din afară. Este mai benefic să ai o înțelegere generală a tâlcului pildei decât să te pierzi într-un labirint al hiperinterpretării. Și aș îndrăzni să spun următorul lucru. Este oricând preferabilă o înțelegere incompletă decât o înțelegere greșită a Scripturii. De ce? Pentru că o exegeză proastă este la fel de vinovată ca o conduită proastă, ca un comportament prost. De aceea este oricând preferabilă o înțelegere incompletă decât o înțelegere greșită a Scripturii care să te ducă cine știe unde. Am stabilit câteva elemente legate de pilde, de interpretarea lor. Dar aș vrea să mai răspund la o întrebare. Care este rolul vorbirii în pilde? Mai ales că putem să avem o anumită confuzie în mintea noastră, plecând de la vorbele Domnului Iisus din Marcu, așa cum a fost înregistrate în Marcu, capitolul 4, versetele 11 și 12. Ascultați ce spune acolo. Trebuie să pregătim terenul pentru toate pildele care urmează. Iisus le-a zis, vouă v-a fost dată taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei de afară, toate sunt pilde pentru ca să privească cu ochii, dar să nu vadă,
și să audă cu urechile, dar să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă și să fie iertați. Și când citim un astfel de text, spunem, wow, stai puțin. Adică Dumnezeu intenționează ca oamenii să nu înțeleagă și să nu se întoarcă la El? Și răspunsul este evident, nu. Și principiul de interpretare a Scripturii, acel principiu de bază, revine din nou aici. Textele neclare se interpretează în lumina celor clare. Când un text nu-ți sună bine sau nu știi cum să-l iei, te sperie, este greu de interpretat, este mai închis, ascuns oarecum, textele neclare se interpretează întotdeauna în lumina celor clare. Ce facem deci cu cuvintele acestea lui Iisus din Marcu 4? Dacă citim mai cu atenție și lărgim puțin contextul, vedem că în versetul 33 din Marcu 4, versetul 33, observăm o altă nuanță și acolo spune așa textul. Și prin multe astfel de pilde, El, Iisus, le vestea cuvântul, după cum erau ei în stare să-L înțeleagă. Și acum spune, stai puțin, păi mai înainte spune că le vorbește în pilde ca să nu înțeleagă și să nu se întoarcă să fie iertați. Și acum spune Iisus, le vestea cuvântul după cum erau în stare să-L înțeleagă prin multe pilde. Adică Iisus, pentru ușurarea înțelegerii, își potrivea povestirile cu experiența și maturitatea ascultătorilor săi. Adică se folosea de lucrurile obișnuite ale vieții biologice pentru a explica lucrurile neobișnuite ale vieții spirituale. Bun, dar atunci cum împăcăm cele două afirmații? Foarte simplu, în felul următor. Mergem și căutăm, ne uităm la textul original citat de Marcu. Cel din Isaia 6, versetele 9 și 10. Isaia este chemat în slujbă și Dumnezeu îi spune, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie vindecat. Și am spune, Marcu zice bine, adică nu, de ce nu? Gândiți-vă, cum putea profetul, Dumnezeu îi spune, du-te și împietrește inima acestui popor. Cum poate un om să împietrească inima altora? Cum poate să-l facă tare de urechi un om pe alt om? Cum poate un om să astupe ochii să nu vadă cu ochii? Și atunci ne dăm seama că, de fapt, exprimarea are puțin de suferit datorită limbajului. Și atunci textul acesta mai degrabă s-ar citi așa. Du-te și spune poporul acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Își împietrește inima acest popor, se face tare de urechi, își astupă ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile. Așa trebuie înțeles. Și un argument pentru înțelegerea asta este textul paralel din Matei 13, 14 și 15. În textul paralel, nu uităm că Matei scrie Evanghelia după ce Marcu a fost scrisă și Matei clarifică exprimarea și dovedește ce vrea să spună Isaia de fapt, cum trebuie înțeles. Și ascultați-l pe Matei vorbind. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns ei tare de urechi și au închis ochii, observați? Ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Deci, scopul lui Iisus nu era ca poporul să nu înțeleagă, ci problema era inima, erau urechile, erau ochii care refuzau să asculte, să înțeleagă, problema era o inimă împietrită. Poporul își împietrea și nu vroia să înțeleagă. Am stabilit, deci, rolul vorbirii prin pilde. Un singur lucru mai vreau să stabilim înainte de a intra în scurta parabolă de astăzi. Taina împărăției. În Marcu, Iisus spune, vouă v-a fost dat să înțelegeți taina împărăției. Taina împărăției, și atunci spunem, stai puțin, vouă ucenicilor. Atunci, taina împărăției este dată spre iluminarea unora și întunecarea altora, e o taină acolo. De ce unii să aibă șansa iluminării și alții nu? Nu este nedrept? E bine să lămurim și înțelesul cuvântului taină, înțelesul biblic al cuvântului taină. Taina, în sensul biblic, nu este un secret, o mantră,
ce trebuie bine ascunsă de cei neinițiați în credință. Anumite lucruri sunt taine datorită faptului că unii nu reușesc să le înțeleagă. Și de aceea sunt taine pentru ei. Nu în sensul că sunt secrete la care nu li se permite accesul. De fapt, putem spune cu tărie că lucrurile împărăției pot fi înțelese de oricine își pune inima să le înțeleagă, oricine caută și cere iluminare de sus. Și atunci, taina înseamnă, taina este pentru tine care nu cauți să înțelegi, nu în sensul că este ascuns ceva de tine. Să vă dau un exemplu. Pentru înțelegerea matematicii este nevoie de abilități dezvoltate prin exercițiu. Tainele matematicii sunt taine doar pentru cei care nu depun efortul de a le descoperi, pentru cei care nu au abilitățile matematice obținute prin muncă și învățare. Mi-aduc aminte foarte bine când am priceput lucrul acesta. Trecusem prin matematică, băieții mei erau deja mari și unul din ei mă întreabă: tati, tu știi asimptote de funcții oblice și orizontale? Sigur că știu, cum să nu. Păi hai, ajută-mă aici la o chestie. M-am dus și m-am uitat ca vițelul la poarta nouă. N-am mai știut nimic. Parcă era ceva... Eu știam despre asimptotele de funcții oblice și orizontale, dar n-am mai putut să-l ajut absolut deloc, pentru că din lipsă de exercițiu și disciplină, asimptotele de funcții oblice și orizontale au devenit o taină pentru mine. Nu era ceva ascuns de mine, era o taină pentru că eu nu le mai știam, le pierdusem. Exact la fel, pentru înțelegerea lucrurilor... Exact la fel, pentru înțelegerea lucrurilor lui Dumnezeu este nevoie de niște abilități dezvoltate prin exercițiu. Deci, Dumnezeu nu își ascunde adevărul de anumiți oameni, ci ele sunt pentru toți cei care vor să le cunoască. Sunt taine doar pentru cei cu inima împietrită, datorită dezinteresului sau a lipsei de punere unui efort să le înțeleagă. Și acum, haideți să intrăm în pilda de astăzi, o pildă scurtă, simplă, ușor de înțeles, dar foarte greu de aplicat. Bogatul nesăbuit. James Boswell, un biograf scoțian, scria biografia scriitorului englez Samuel Johnson. Și relata în biografia aceasta lui Samuel Johnson. Povestește cum Samuel Johnson își amintește cum într-o zi a mers la pescuit cu tatăl său. Anumit ziua aceea, băiatul Samuel Johnson, anumit ziua aceea una dintre cele mai semnificative amintiri din întreaga sa existență. Și povestește cum scriitorul acesta, târziu în viață, tatălui murise, îi găsește jurnalul. Și pentru că ziua aceea a fost, mersul la pescuit a fost cea mai semnificativă amintire din copilăria lui, a căutat repede ziua aceea să o găsească în jurnalul tatălui. Și o găsește. Și citește acolo la ziua respectivă: azi am mers la pescuit cu Sam. O zi pierdută. De ce a considerat-o așa? Poate pentru că era preocupat de alte lucruri. Poate pentru că nu fusese la muncă în acea zi, ca să facă niște bani, ca să avanseze în carieră. O zi pierdută. E bine, Iisus relatează o parabolă despre un om ca acesta, sau poate despre un om ca noi. Luca 12, de la 13 la 21. Cineva din mulțime i-a zis: învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă moștenirea cu mine. Dar Iisus i-a răspuns: omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor între voi? Apoi le-a zis: fiți atenți și păziți-vă de orice fel de lăcomie, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuților lui. Și le-a spus o pildă. Terenul unui om bogat rodise din belșug. El se gândea în sine însuși și zicea: ce să fac pentru că nu mai am unde să-mi depozitez roadele? Atunci a zis: iată ce voi face. Îmi voi dărâma hambarele, voi construi altele mai mari și voi depozita acolo tot grâul și toate bunurile mele. Apoi voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunuri adunate pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nesăbuitule,
chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Așa este cel care adună pentru sine, dar care nu este bogat față de Dumnezeu. Aceasta este pilda. Este destul de directă. Nu are nevoie de foarte multă interpretare. Are un adevăr principal pe care Iisus îl intenționează și câteva învățături prezente acolo. Pilda începe așa. Învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă moștenirea cu mine. Astfel de probleme erau deseori aduse înaintea rabinilor pentru a fi soluționate. Răspunsul lui Iisus nu este o evitare a subiectului. El mai degrabă trimite atenția asupra unui aspect superior, mult mai intens și mai tulburător. Atitudinea omului față de avuții. Și în versetul 14 găsim răspunsul lui Iisus. Omule, cine m-a numit judecător sau arbitru peste tine? Adică, în alte cuvinte, eu nu voi contribui la diviziunea dintre tine și fratele tău. Pentru că viața este mult mai mult decât avuțiile, iar relația cu Dumnezeu este net superioară. Iisus pune degetul exact pe rana celui care întreabă. Ce învățăm de aici? Când venim cu întrebări înaintea lui Dumnezeu, prin rugăciune, deseori procedează la fel și cu noi. Ne arată cum trebuie să ne schimbăm și să creștem în atitudinea noastră referitoare la orice problemă am aduce înaintea Lui. De multe ori venim cu o întrebare simplă și clară și El ne vorbește despre ceva mai intens, mai profund, mai tulburător, mai important pentru relația noastră și pentru viața noastră. În alte cuvinte, răspunsul lui Dumnezeu nu este exact ceea ce căutăm, dar este întotdeauna benefic pentru o valoare mai înaltă, relația cu Dumnezeu. Versetul 15, de fapt, ne indică rostul pildei citite. Fiți atenți și păziți-vă de orice fel de lăcomie, căci, ascultați, viața cuiva nu stă în belșugul avuților lui. Și prea puțin credem una ca aceasta. Cei mai mulți dintre noi credem că bogățiile ne asigură o viață din belșug. Oare așa să fie? Andrew Carnegie, afacerist și filantrop american, foarte bogat, a spus: milionarii care râd sunt rari. S-ar putea, continuă el, să ai toți banii din lume și totuși să fii un om singuratic și întristat. Sau Sir Ernest Cassell, un bancher renumit britanic: lumina s-a stins din viața mea, spune el. Locuiesc în această casă frumoasă pe care mi-am mobilat-o cu tot luxul și minunile artei. Dar crede-mă, nu-mi mai prețuiesc milioanele. Stau aici ore întregi în fiecare noapte, tânjind după iubita mea fică. Sau Cristina Onassis, fiica armatorului grec Aristotel Onassis. O viață scurtă a unei moștenitoare nefericite. Ea spunea: fericirea nu se bazează pe bani și cea mai mare dovadă a acestui lucru este familia noastră. Putem să alegem să nu-i credem pe acești miliardari, dar nu uita că Iisus confirmă mărturia lor. Tema parabolei este clară: lăcomia și focalizarea vieții pe posesiunile temporale. Terenul unui om bogat rodise din belșug. El se gândea în sine însuși și zicea: ce să fac pentru că nu mai am unde să-mi depozitez roadele? Iată ce voi face: îmi voi dărâma hambarele, voi construi altele mai mari și voi depozita acolo tot grâul și toate bunurile mele. Apoi voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunuri adunate pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Aici este miezul problemei omului acestuia: lăcomia și focalizarea vieții pe posesiunile temporale. Și asta ne aduce aminte de fabula lui Esop, cunoscută fabula a lui Esop, gâsca cu ouă de aur. Și s-ar putea să o știți, sau ar fi tare bine să o știți. Și fabula lui Esop spune așa: într-o zi, țăranul a mers la cuibul gâștii sale și spre surprinderea lui a găsit un ou galben strălucitor. Când a încercat să-l ia în mână, a observat că este foarte greu. Se pregătea să-l arunce, gândindu-se că cineva i-a jucat o farsă. Totuși, la o a doua analiză, a ales să se aducă oul la un specialist, unde a aflat că este din aur pur. Din acea zi,
în fiecare dimineață, cu emoție, omul mergea să verifice cuibul gâștii. Și de fiecare dată găsea un nou ou de aur solid. Țopăind de bucurie, mergea cu oul la vânzare. Foarte curând a devenit foarte bogat. Pe măsură ce se îmbogățea, lăcomia îi creștea proporțional. Într-o dimineață, iritat de încetinelea cu care gâsca își depunea oul, enervat, a despicat-o în două ca să își înstușească întreaga comoară dintr-o dată. Morala? Nu curiozitatea a omor gâsca cu ouă de aur, ci lăcomia nesătulă care pervertește până și rațiunea. Acesta este subiectul parabolei de astăzi. Lăcomia este un viciu subtil, pentru că clădește pe pervertirea unei nevoi legitime de a-ți asigura nevoile materiale necesare ție și familiei. Lăcomia clădește pe o nevoie legitimă. Lăcomia este acțiunea egoistă și excesivă de acumulare de bani și bunuri materiale. De fapt, lăcomia este pentru intelect ceea ce este senzualitatea pentru morală. Pentru că lăcomia este în esență nesățioasă. Cu cât ai mai mult, cu atâta vrei mai mult. Și un proverb arab o descrie cât se poate de bine. Lăcomia are ca mamă pofta, ca fiică nedreptatea, iar ca prietenă violența. Și Iisus încearcă să ne învețe ceva cât se poate de simplu, de înțeles și destul de greu de făcut. Viața bună nu depinde de bunăstarea materială, așa că păzește-te de lăcomie. În ciuda marketingului agresiv, nu avem nevoie de mai nimic din ceea ce ni se promite că ne-ar face viața mai ușoară și mai bună. Mai nimic. Păziți-vă de lăcomie. Viața cuiva nu stă în mulțimea avuților. Cum te păzești de lăcomie? Haideți să vedem câțiva pași foarte repede. 1. Evaluează-te. Cântărește-te. Lăcomia mă posede când mă folosesc de orice fel de mijloace. Trădare, înșelătorie, minciună, forță, presiune, șantaj, ca să obțin bunuri materiale, beneficii materiale. Te regăsești aici? Cauți să învârți lucrurile în așa fel încât să obții ceea ce-ți dorești? Sau lăcomia te posedă când suferi de o neliniște continuă, că nu-ți mai ajung banii? Trăiești într-o nesiguranță continuă privitoare la viitorul tău financiar? S-ar putea să fie o sămânță a lăcomiei care îți dă agitația aceasta. S-ar putea să fii posedat de lăcomie și când ești insensibil la nevoile și sărăcia altora. Cum te păzești de lăcomie? Verifică-te, evaluează-te. 2. Schimbă-ți mentalitatea. Recunoaște că tot ceea ce ai sau tot ceea ce obții sunt un dar de sus. Pavel spune lui Timotei în capitolul 6, poruncește bogaților din veacul de acum să nu se îngânfe, să nu-și pună speranța în bogățiile nesigure, ci în Dumnezeu care ne oferă din belșug toate lucrurile ca să ne bucurăm. Înțelege că dacă ești binecuvântat în felul acesta, vine de sus. Este un dar. Dă mai departe și Dumnezeu va avea grijă să-ți dea. 3. Începe să dăruiești. De cele mai multe ori când vrei să corectezi ceva, trebuie să practici exact opusul acelui lucru. Cum îți ții lăcomia în frâu? Întâi te verifici pe tine. Să vezi cum ești. Apoi, înveți că tot ceea ce ai sunt o binecuvântare ce vine de sus, pe care nu meritai. Ai muncit pentru ea, da, dar munca singură nu are astfel de rezultate. Este Dumnezeu cel care binecuvintează munca pe care o depui.
Învață că ceea ce ai vine de sus. Și trei, începe să nu te ții agățat de ceea ce ai. Desprinde-ți inima de lucruri dăruind. De aceea spune mai departe Pavel tot lui Timotei, poruncește-le celor bogați să facă binele, să fie bogați în fapte bune, să fie generoși, gata să împartă cu alții, adunându-și astfel drept comoară o bună temelie pentru viitor, ca să apuce ceea ce este într-adevăr viață. De ce Iisus spune ce spune prin parabola bogatului nesăbuit? De ce Pavel spune ce spune lui Timotei? Pentru că avariția a ruinat mai multe suflete decât a făcut-o dărnicia extravagantă. Dacă nu o interzici, lăcomia, o încurajezi. Și cum se încheie pilda noastră? Dar Dumnezeu i-a zis, nesăbuitule, chiar în noaptea aceasta ți se cere sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Bogatul a murit înainte de a-și folosi surplusul obținut. Deoarece nu putem lua bunurile materiale cu noi, ar trebui să ne concentrăm asupra strângerii și depozitării comorilor eterne. Nu este înțelept să punem accent pe bunurile materiale pentru că nu durează, știm cu toții. Ca omul care se întorcea de la înmormântare și cineva l-a întrebat, cât a lăsat tipul ăsta în urmă? Și omul a răspuns, totul. Bogatul din pilda noastră a făcut două greșeli majore. A crezut că el este proprietarul bunurilor primite și îi se cuvin, deși era un dar de sus. Așa spune pilda, terenul unui om bogat rodise din belșug. Terenul rodise. Era un dar. Și doi, a doua greșeală, preocuparea lui era pentru viața aceasta, uitând eternitatea. Pentru viața fizică, neglijând-o pe cea spirituală. Ce putem învăța de aici? Putem învăța că a-ți planifica viața de dinainte de moarte este înțelept. Dar a-ți neglija viața de după moarte este un dezastru definitiv. Și asta încearcă Iisus să spună. Nu-l acuză deloc pe bogatul acesta pentru bogăția pe care o avea? Ați planifica viața de dinainte de moarte este înțelept, dar ați neglija viața de după moarte este un dezastru definitiv. Dacă îți definești viața în termeni financiari, lăsându-L pe Dumnezeu afară din definiție, vei sfârși falimentar. Și așa își încheie Iisus pilda. Așa este cel care adună pentru sine, dar care nu este bogat față de Dumnezeu. Ce se însemne asta? Viața omului nu stă în belșugul avuției lui, ci în îmbogățirea lui față de Dumnezeu. Cum? Cum te îmbogățești față de Dumnezeu? În primul și în primul rând, împăcându-te cu El, intrând într-o relație personală cu El. Și apoi sunt o mulțime de alte elemente pe care n-am să vi le spun. Pentru că a te îmbogăți față de Dumnezeu este o decizie absolut personală. Dacă vă dau două, trei lucruri care pot însemna îmbogățire, s-ar putea să las pe din afară ceea ce este mai important pentru unii dintre noi. Este mult mai bine să plecăm acasă cu întrebarea, cum mă pot îmbogăți eu față de Dumnezeu? Mai bine. Ce ar mai trebui eu să fac ca să fiu mai bogat față de Dumnezeu? Parabola aceasta vorbește cu voce tare și generației noastre. Păziți-vă de orice fel de lăcomie. Dacă ți-ai definit viața prin cariera ta, prin casa ta, prin portofoliul de acțiuni, prin abilitățile tale fizice sau presupunerea că vei trăi mult mai mult, ce se va întâmpla când vei pierde unul sau mai multe din aceste lucruri? Ce s-ar întâmpla dacă vei fi concediat? Ce vei face când bursa sau criptomonedele se prăbușesc? Ce vei face când îți vei pierde sănătatea? Ce vei face când vei afla brusc că mai ai 3 luni de trăit? Dacă îți definești viața în acești termeni pământești, vei fi devastat. Pentru că în ziua mâniei, spune Proverbe 11:4, bogăția nu slujește la nimic. Dar neprihănirea, îmbogățirea față de Dumnezeu, izbăvește de la moarte. Păziți-vă de orice fel de lăcomie. Poate că povestirea cu tâlc de astăzi este o chemare la trezire.
Fiți atenți și păziți-vă, începe Iisus. Poate este o chemare la a investi în lucruri care rămân după noi, lucruri cu valoare eternă. Aceasta este chemarea pozitivă a pildei. Nu atât de mult cât ai, ci o chemare la a te îmbogăți față de Dumnezeu. Viața, am mai spus-o, nu constă în numărul de ani trăit, ci în felul în care i-ai trăit. Și deciziile pe care le iei, acțiunile pe care le întreprinzi și relațiile pe care le dezvolți au potențialul de a-ți determina eternitatea. Oare ce ar trebui să faci ca să te îmbogățești față de Dumnezeu? Poate un lucru de felul acesta. Am fost foarte mișcat de experiența unui cunoscut de-al meu din Statele Unite. Există ceva magic într-o zi de naștere când ești copil, spunea el. Dorind să fac din această zi o zi de naștere specială pentru fiul meu și dorind să-i ofer exact ceea ce își dorește, l-am întrebat, îmi spunea el, ce vrea de ziua lui. Nu am primit răspunsul pe care l-așteptam. În schimb, spunea el, mi-a dat o lecție neprețuită. Și dialogul a mers așa. Ce vrea de ziua ta, fiule? Tata, de ziua mea aș vrea o minge cu care să mă joc, a spus Jesse. Grozav, foarte bine, i-a răspuns tatăl. Ce fel de minge ți-ar plăcea? Băiatul stă și se uită și spune, cred că mi-ar plăcea, fie o minge de fotbal american, fie o minge de fotbal. Bine, a fost tatăl de acord, dar l-a apăsat un pic mai tare. Care ți-ar plăcea mai mult din cele două, o minge de fotbal american sau o minge de fotbal? Ei bine, continuă Jesse, se gândea încet, face o pauză lungă, îmi povestește, și spune, ei bine, tate, dacă ai avea ceva timp să joci mingea cu mine anul viitor, mi-aș dori foarte mult să pasăm unul cu altul o minge de fotbal american în curtea din spatele casei. Dar dacă vei fi foarte ocupat anul viitor, poate ar fi bine să-mi aduci o minge de fotbal. Pentru că pot juca fotbal cu restul copiilor din cartier. Tăcerea ce a urmat a fost asurzitoare. Ok, fiule, a răspuns el într-un final. Oh, voi face o alegere. Of, și-ți promit? Cam să te surprind. Și-mi povestește cum și-a luat soția, a intrat într-o altă cameră, ca să-i spună ce s-a întâmplat. Și în timp ce povestea, spunea el, am înțeles, copilul nostru nu tângea după daruri, tângea după cel ce dăruiește. A fost nevoie de un copil de aproape 6 ani ca să-mi amintească, spunea el, că relațiile sunt mai importante decât lucrurile. Bineînțeles, că la ziua de naștere puteau fi văzuți un tată și un fiu, îmbrățișați, cu lacrimi pe obraz. Și cu planuri de pase în spatele casei. Așa că tânjește după cel care dăruiește și nu după daruri. Pe acestea oricum le primești. Ce ar mai trebui să fac să mă îmbogățesc față de Dumnezeu? Ce ai mai putea să faci ca să te îmbogățești față de Dumnezeu? Care sunt măsurile acelea pe care știi și acum Duhul Sfânt le spune că ar trebui să le faci? Și acum Duhul Sfânt le spune, ar mai trebui să corectez aia și aceea și aceea. Care sunt câteva măsuri de îmbogățire față de Dumnezeu? Pentru că viața nu stă în mulțimea avuțiilor, ci în îmbogățirea față de Dumnezeu. O pildă simplă, ușor de înțeles, dar poate destul de greu de făcut.
Păzește-te de orice lăcomie, spune Iisus, și îmbogățește-te față de Dumnezeu. Aceasta a vrut să comunice Iisus prin pilda bogatului nesăbuit. Păzește-te de orice lăcomie și îmbogățește-te față de Dumnezeu. Pentru că, de fapt, bogățiile pământești sunt pline de sărăcie. Asta este marele adevăr. Bogățiile pământești sunt pline de sărăcie. Vă invit să plecați capul și să rămânem acolo cu noi înșine. Pentru că povestirile cu tâlc sunt cu tâlc. Iisus le încropește, le pune la oaltă, aceste povestiri cu tâlc, ca să lase o amprentă în noi. El le spune nu ca să umple spațiu și timpul, El le spune ca să ne învețe ceva. Povestirea, dacă nu își împlinește tâlcul, nu creează decât o emoție. Povestirea și are rostul de a produce transformare, schimbare. Iar pilda bogatului nesăbuit își propune un lucru foarte simplu. Un lucru foarte clar. Păzește-te de orice lăcomie. Cum? Auto-evaluează-te. Pricepe că dacă ai ceva, este un cadou. Și începe să dai. Desfă-ți mâinile de pe ceea ce ai primit. Păzește-te de orice lăcomie și îmbogățește-te față de Dumnezeu. Un minus și un plus. Păzește-te de orice lăcomie și îmbogățește-te față de Dumnezeu. Ia niște măsuri concrete pe care le știi, pe care Duhul Sfânt ți le spune. Punctul nevralgic ne-l cunoaștem fiecare. Ascultă tâlcul pildei de astăzi, pentru că bogățiile pământești sunt pline de sărăcie.